Știu că și domnul deputat state, cum zice, s-a înclinat în fost la dânsul cu vizită. Am auzit că o săptămână în urmă a fost, a promis că o să vină și iată, s-a împlinit azi săptămână și nu mai vine. Nu, să facă nimic. Dar în ce calitate vine deputatul? Ci poate deputatul să facă la oameni ceva, el poate să propună proiecte de legi și atât. Sau din banii lui, sau din banii partidului, cumva. De ce noi vorbim deodată așa? Păi mă interesează, în ce calitate președinte, deputatul se ocupă de treburile... Este în aceea că dumnealui a auzit că ceva s-a adresat domnul Pinzara, de ce? E că asta se vede și este lucru a deputaților din circunscripție, ca să vadă, poate ceva, asta e un ajutor și la primar, și ajutor și pentru oameni care l-au ales. Asta el tot trebuie să nu fie indiferent, că ei, treaba mea numai să scriu legile. Acest cu oameni este care sunt la... Deocamdată văd că a venit și o promis, dar... Nu, promisiunea aceea, deamu antreprenorul știu că el calculează cât asta ar scoste, face un diviz de cheltuieli și ar să înceapă, va fi. Și cine să o plătească? Noi deamu ar să plătim cererea și la noi. Primărie? Primărie, cererea și... Iacă din, să vorbim, să-l acordăm aceea, cum... Ajutorul celălalt pe care l-a cerut el. Prin construire, da, investiți. Nu-i dai bani în mână, că abzduși și fumează. Nu vorbim.